Bună ziua, domnilor și domnilor! Bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Legal 100%. Orice căsnicie, indiferent de durata acesteia, presupune o sumă de bunuri comune care sunt deținute în cote egale de către cei doi soți. În cazul căsătoriei, aceste bunuri comune sunt deținute în devălmășie. Adică, fiecare cunoaște întinderea acestor bunuri, însă nimeni dintre cei doi nu știe care sunt cotele firești ale acestora. Și astăzi încercăm să aflăm acest lucru. Nu puteam să facem asta fără ajutorul unui specialist, alături de noi, domnul avocat Ciprian Păun. Bine ați venit! Mulțumesc pentru invitație să Vă mulțumesc că ați acceptat invitația noastră din nou. Astăzi vorbim despre partajul după divorț nu e un subiect foarte confortabil, dar din câte povesteam și cu dumneavoastră înainte de a începe, parcă tot mai multe cazuri. Sunt tot mai multe cazuri și în principal complexitatea vieții economice pe care sau la care suntem cu toții martori generează o serie de situații din ce în ce mai dificilă. Este vorba despre partajuri de bunuri mobile, fie că vorbim despre autoturisme, fie că povestim despre diferite uh, atelaje, ATV-uri, motociclete, etc., sau discutăm despre bunuri imobile, cum sunt apartamente, terenuri, dar discutăm și despre părți sociale pe care soții le-au dobândit în timpul căsătoriei, discutăm despre îmbunătățirile pe care soții le-au făcut în locuințele comune sau în alte locuințe în timpul căsătoriei. Sunt foarte multe aspecte pe care tinerii care au trecut prin sau persoanele mai în vârstă care au trecut prin șocul acestei despărțiri, trebuie să le ia în considerare. Spuneam că cumva, în mare parte, cunoaștem regula, regula generală, împărțirea, procentul 50-50, doar că de exemplu, deținem un imobil de două camere, cunoaștem că regula este de 50-50, însă nu știm precis care cameră este a unuia și care a altuia sau cum se împarte holul, bucătăria, camera de acces sau uh, balconul. Um, regula generală, așadar, am spus o bine, aveți ceva de adăugat aici, da, există vă rog. Și aici sunt o serie de virgule, pentru că într-o într discuție cu privire la partajul bunurilor comune, intră și posibilitatea uneia dintre părți să invoce argumente de din juridic sau economic din care să rezulte o recalificare a cotelor de la 50 la 50, la 80 la 20. De exemplu, dacă luăm în considerare faptul că unul dintre soți în timpul căsătoriei a avut venituri mult mai mari decât celălalt soț. Sau pot să existe situații în care datorită uh, cunoștințelor perspicacității uneia dintre soți s-au generat sume mult mai mari. Uh, chiar în timpul căsătoriei, de exemplu, cineva joacă la loto, uh, la loto și câștigă un los foarte mare. Se pune întrebarea dacă suma respectivă este bun comun în proporție de 50-50 sau nu. Ha, deci, deci nu mai merge cu totul e la comun. Deci nu mai merge de... cu totul este la comun. Aici ai o discuție, o probațiune referitoare la intenția pe care ai avut-o. Dacă tu ai cumpărat respectivul los pentru un impuls pe, sau dintr-un impuls personal sau dacă ai discutat împreună cu soția ta și ați stabilit să cumpărați împreună acel bun. Dacă suma respectivă ți-au dat, ți dat-o părinții tăi, de exemplu, ca să cumperi lozul respectiv sau nu. Deci, în marea majoritate a acestor situații, este nevoie de sprijinul unor avocați, tocmai pentru a reuși să se ajungă la anumite mecanisme de înțelegere între cele două părți, pentru că altfel singura soluție este dezbaterea judiciară a partajului care, sigur, intră într-o nouă fază, o fază mult mai dureroasă, aș spune eu, și mult mai costisitoare. În funcție de diferitele solicitări ale foștilor soți, există și mai multe tipuri de partaj sau aceasta este cu tot o altă discuție? Sunt două tipuri de partaj. Pe de o parte este partajul notarial pe care părțile pot să-l facă în fața unui notar public și la momentul respectiv bunurile sunt împărțite convențional de către părți după o anumită după un anumit algoritm pe care părțile îl acceptă și aici trebuie să facem precizarea că propunerea mea și sfatul meu este să fie fiecare dintre părți reprezentată, pentru că de foarte multe ori sunt elemente de specificitate a sistemului de drept, de chestiunile referitoare la dreptul de proprietate care pot să... Te ducă într-o eroare și pentru a evita eroarea, pentru ambii soți este foarte util ca ambele părți să fie, să fie reprezentate. Deci, pe de o parte, avem acest partaj notarial, pe de altă parte este un partaj judiciar, adică un partaj care se dezleagă printr-o hotărâre de judecătorească. Acum, mai există și varianta unui partaj parțial, adică ne înțelegem cu privire la anumite bunuri pe care le partajăm, urmând ca celelalte să le lăsăm la. La, la dezbaterea judiciară și să ne judecăm pentru aceste bunuri și asupra cotelor pe care le avem asupra celor bunuri. Atunci când ajungem în fața instanței de judecată cu diferite probleme, în mare parte scopul este de a găsi vinovatul merge această regulă și în cazul partajului? Pentru că tot dumneavoastră îmi spuneați că treceți prin diferite situații în care, în momentul în care doi soți care doresc să divorțeze ajung în fața dumneavoastră, într-o primă etapă, ei încearcă să identifice vinovatul pentru că s-a ajuns la etapa respectivă. Ori, cred că pe dumneavoastră nu neapărat asta vă interesează, cât felul în care vor decurge lucrurile după aceea și împărțirea bunurilor. Da, discutam și înainte de emisiune despre această chestiune. Lucrurile sunt foarte, hai să spunem așa, sensibile în aceste partajuri după divorț sau paralel cu divorțul, cu negocierile pentru divorț. Pentru că vrând nevrând, părțile uh, au ajuns în stadiul în care nu mai pot continua căsătoria și doar un procentaj foarte mic, aș spune până la 10%, sunt persoane care își strâng mâinile și pot să aibă un dialog civilizat, în interesul de multe ori a copiilor, în interesul viitorului financiar al, al fiecăruia dintre ei. De cele mai multe ori, adică 90%, există un element de natură subiectivă o supărare majoră care îl transformă pe omul care a fost alături de tine atâta timp sau poate mai puțin timp dintr-un din prietenul tău numărul 1 în dușmanul numărul 1. Și lucrurile acestea afectează foarte mult negocierile partajului, pentru că în cadrul unui partaj nu are relevanță Culpa pe care a putut să uh, o aibă o anumită parte din acea relație. Adică nu interesează motivul divorțului, aici discutăm doar despre partaj, adică de împărțirea bunurilor comune. Acum trebuie să spunem un lucru foarte interesant. Codul civil român are o serie de reglementări, mai ales în ultima uh, formă pe care acesta, uh, pe care o avem acum din 2011 în vigoare. Avem o reglementare chiar foarte interesantă referitoare la anumite drepturi pe care le are soțul care s-a obișnuit cu un anumit confort. După o perioadă lungă de căsătorie, dacă soțul i-a produs, i-a generat soției un, un eventual confort extraordinar din această relație, după o anumită perioadă de timp, anume peste 20 de ani de căsătorie, ea va putea să solicite o anumită rentă care tocmai să reușească să compenseze din acest deficit pe care l-ar avea, din lipsa de uh, confort. Să-i asigure un confort exact. similar sau cât de similar. Cât de similar, da. După, uh, după cei 20 de ani. A, sunt destul de puține procese în, în, pe rolul instanțelor care aduc în discuție aceste chestiuni, dar ele vor fi foarte actuale pentru că termenele curg Deja avem o practică de peste 10 ani de nou cod civil, și 100 în 100 vor fi situații de tipul acesta în care uh, doamnele sau domnii care au fost întreținuți de doamne sau de domni vor să. Este bine că ați precizat colegii mei din regie, în mare parte bărbați, întrebau dacă și viceversa este da, valabilă. Este, este foarte clar, este vorba de soțul sau soția care a beneficiat de un asemenea tratament și nu trebuie să nici, nici să râdem de acest aceste situații în ultima perioadă datorită evoluției uh, economice extraordinare și a faptului că femeile se pricep din ce în ce mai mult la afaceri, avem foarte multe situații în care doamnele sunt principalul întreținător de familie din activități economice sau dintr-o serie de joburi foarte bine plătite. Și atunci există și situație tipul acesta în care soțul rămâne acasă cu copii, în care soțul are concediu de îngrijire a copiilor și care se ocupă de educația acestora și sigur el este cel care va putea beneficia de o asemenea de o asemenea chestiune. Așa este. Doar că ați ridicat o problemă și o discuție foarte interesantă. Asta cu confortul și asigurarea confortului. Uh, merge, uh, se potrivește această regulă chiar dacă, să spunem, divorțul este inițiat chiar de către cel care își dorește asigurarea confortului pe mai departe. Așa este. Nu are niciun fel de legătură uh, chestiunea legată de Motivele care au dus la divorț, dar din experiență vă spun că dacă cererea de divorț, de exemplu, a fost introdusă de către doamnă într-un context pe care l-am discutat anterior, doamna are motive foarte bune pentru care a introdus acest motiv. Adică, nu cred că, probabil că este vorba de o infidelitate, probabil că. Sunt alte lucruri acolo care generează această tensiune. Dar ce vreau să spun este că această discuție patrimonială trebuie scoasă din contextul sentimental, iar marea majoritate a celor care vin în fața avocaților, în fața judecătorilor, din păcate, nu, nu au această capacitate să. Treacă peste aceste chestiuni și atunci se, ajung la, se ajunge la situații foarte, foarte periculoase. De aceea, propunerea pe care noi o facem tot timpul clienților noștri este de a face o disociere foarte clară între procedura de divorț, stabilirea în special a programului de vizită a copilului și stabilirea pensiei alimentare, și după aceea să ne apucăm de procedura de partaj. Dacă se încearcă amândouă, lucru care este foarte posibil. Fiecare dintre părți, în funcție de interesele pe care le are, va transforma, din păcate spun lucrul ăsta, copiii în arme, în această bătălie între foștii soți. Îmi spuneați că, în mare parte, se ajunge la astfel de situații și dintr-o lipsă de comunicare și atunci, ulterior, pe perioada partajului. Credeți că e o idee bună ca fiecare fost soț să predea cumva problema avocatului propriu și uh, discuția să rămână între aceștia? Sau este obligatoriu ca și soții, foștii soți, să fie prezenți la discuțiile uh, referitoare la partaj, sigur însoțiți de, de avocat? Sunt mai multe stadii, aveți e o întrebare foarte, foarte bună și ne-am pus-o și noi de multe ori din perspectiva, din perspectiva utilității și eficienței de mersului de mediere, hai să spunem așa, sau de conciliere între părți. Pe de o parte, la o primă întâlnire pentru a seta interesele pe care le au cei doi soți, este foarte important să participe atât avocații cât și părțile. Dintr-un motiv foarte simplu, este vorba de o primă fază de inventariere a bunurilor proprii sau cel puțin percepția pe care o are fiecare soț cu privire la bunurile comune. Pentru că în cele mai multe situații, soții au viziuni diferite cu privire la bunurile comune. Adică spune, nu, mașina aia mea, că am primit-o din banii de la mama, de a nu te atingi Bun. deci să trecem în revistă lucrurile care sunt în primul rând de împărțit și pentru asta avem nevoie să fie ambele părți prezente de cele mai multe ori prima întâlnire este o întâlnire ratată pentru că de obicei este o întâlnire în care explodează toate sentimentele de uh, supărare, culpă etc. din partea amândurora și atunci trebuie să fie persoane cu experiență care să reușească să îi liniștească de cele mai multe ori în primul rând Uh, sigur, sunt și situații mai delicate, sunt situații mai, mai vesele pentru noi ca terțe părți, dar de cele mai multe ori prima întâlnire, de cele mai multe ori, prima întâlnire este o întâlnire quasi ratată. Ulterior, părții, după ce s-au descărcat la prima întâlnire, mă duc acasă, se gândesc care e interesul pe care l-am, să asigur copilului meu totuși un bun sau celălalt, indiferent că doamna sau a luat o pe arătură, cum se spune la noi aici în Ardeal, sau domnul a luat o pe arătură. Hai totuși să fiu eu persoana înțeleaptă în această relație. Și atunci, la a doua întâlnire, deja lucrurile pornesc pe o zonă constructivă. Dar după aceea este foarte importantă comunicarea între avocați, pentru că ei știu tehnic cum ar putea să se structureze cel mai bine acest aranjament de împărțire a bunurilor. Și atunci, la final sau spre final, părțile revin la masa negocierilor tocmai pentru a reuși cât mai bine să să finalizeze această tranzacție. Vorbesc acum de tranzacțiile care se închid extrajudiciar. Vreau să fim foarte bine înțeleși și până la acest moment să înțelegem așadar că prima vizită este la avocat, da? Și da. prima întâlnire. Partajul se realizează în fața instanței de judecată dacă se merge pe această cale sau notarial dacă se merge pe calea notarului. Când se hotărăște treaba aceasta? La momentul la care mai există o speranță că lucrurile pot fi rezolvate pe calea unor înțelegeri sau unei negocieri între părți, atunci se rămâne pe zona aceasta a înțelegerii extrajudiciare, adică a discuției în fața notarului, a partajului notarial. În situația în, care, în situația în care se observă că există o clară diferență de opinie, în special cu privi, în spețele destul de complexe, în care nu se poate ajunge la o înțelegere cu privire la definirea bunurilor comune, singura soluție este de a merge în fața instanței judecate. Și o să vă dau un exemplu. Să presupunem că X, în calitate de soț, are o societate pe care a, a, a înființat-o înainte de căsătorie dar această societate a explodat în timpul căsătoriei dintre cele două părți cu o creditare sau cu sprijin financiar din resursele financiare ale familiei și a generat dividende pe parcursul acestei căsătorii. Întrebarea care se pune este următoarea: cui aparține această societate când și a creat această societate maturitatea financiară ca să genereze după aceea profit, dividende etc și care este aportul fiecărui soț? atât în calitate de fondator, cât și în calitate de asociat. Pentru că dacă ne uităm strict la uh, datele din Registrul Comerțului, vom vedea sigur că este uh, proprietatea exclusivă a lui X de dinainte de căsătorie, deci până la urmă s-ar putea considera că este bun comun exclusiv al acestuia. Toate acestea nu este chiar așa, pentru că explozia economică, dezvoltarea economică a cele afaceri s-a realizat printr-un aport, printr-o infuzie de capital din resurse comune ale soților în timpul căsătoriei. Iar dacă și soția sau soțul cealaltă parte, Y, ca să zic așa, a contribuit, de exemplu, prin activități de management, prin activități de ținerea contabilității în toată această perioadă. Au, dat, au stabilit împreună strategii de dezvoltare a companiei. În momentul respectiv putem să dezvoltăm o serie de teorii economice și care ne duc dincolo de zona unei împărțiri a unui apartament cu două camere. În speța pe care mi-ați prezentat-o la început, pentru că am uitat total de ea, vreau să vă spun că în situația în care bunul nu se poate partaja în natură, că există și această situație în care bunul se poate partaja în natură și atunci fiecare parte și a jumătate, în cazul apartamentului, așa cum le-ați dat dumneavoastră exemplu, nu există această posibilitate de partajare în natură, sunt două variante simple. Ori una dintre părți acceptă să cumpere sau să își asume proprietatea exclusivă a acestui bun și să o despăgubească pe cealaltă parte cu o anumită sumă, sau bunul respectiv se vinde într-o procedură de vânzare și banii de se parte împart jumătate-jumătate. Dar și aici sunt foarte multe probleme, pentru că soții își pun întrebări referitoare la valoarea de piață a acelui apartament. De exemplu, dacă eu ca soție doresc să rămân în acel apartament, soțul o să spună bine dar apartamentul are valoare de 100.000 de, de euro. Soția spune, cum? Că noi l-am cumpărat cu 30 de mii și acum are 60 de mii valoare. Deci îți dau 30 de mii. Iar pentru a se înțelege în procedurile acestea de negociere, ar fi foarte bine să se realizeze o expertiză. Adică oricum se va ajunge la această expertiză în instanță, dacă se ajunge. Și atunci cei doi avocați pot să la solți în fața clienților lor un expert pe care să-l contacteze independent și care să dea o valoare a celui bun. Deci Atunci, cumva este foarte de dorit ca o terță persoană să ia niște decizii în privința prețurilor, da, în privința chiar și a împărțelii, pentru că cei doi soți de cele mai multe ori nu ajung la o înțelegere din păcate. Nu și s-a rupt un element foarte important, s-a rupt încrederea. Ăsta este motivul pentru care ei au divorțat, indiferent cine este de vină, dar ideea de încredere între soți s-a rupt. Și atunci, atunci tot, timpul se, tot timpul se crede că celălalt exact, dorește exact. să îl înșele pe celălalt, exact. inclusiv la nivelul acesta financiar. Foarte puțin timp mai avem. Vă mulțumesc că ați dat exemple, pentru că ne propunem ca în emisiunea Legal 100% să venim cu spețe concrete, cu cazuri pe care dumneavoastră, avocații, le-ați gestionat, pentru ca cei care ne urmăresc să se regăsească și să înțeleagă pas cu pas ce au de făcut. Pentru că astăzi nu mai avem timp. Cu siguranță o să revenim asupra subiectului și o să povestim și despre speța pe care știu că ne-ați pregătit-o. Dar în ultimele minute v-aș întreba dacă există bunuri care nu pot fi supuse în părțelii. Există asemenea bunuri. În primul rând, sunt bunurile. Afectate unei anumite profesii. Să presupunem că unul dintre soți este master chef, este bucătar și are o serie de cuțite speciale, de exemplu, de tăiat. Sigur că dacă le luăm sub. În materialitatea lor, acestea pot să fie niște bunuri pentru bucătărie, dar ele sunt, de fapt, niște bunuri aferente activității profesionale pe care respectiva persoană desfășoară. Și atunci se face o evaluare a acelor bunuri și ele se scot automat din patrimoniu, urmând ca uh, suma corelativă care este pentru aceste bunuri sau jumătate din ea să fie alocată celuilalt soț. Am dat exemplu cu niște, cu asemenea chestiuni, dar pot să fie diferite. Poate să fie un pantofar care din bunurile comune ale, societ... ale... ale soților și-a cumpărat diferite utilaje. Și puteți să mergeți cu, cu imaginația și la, alte, și la alte chestiuni. Foarte multe întrebări au venit da? de-a lungul timpului de la telespectatori. Vă dați seama La că... multe nici noi nu știm să răspundem, vă spun sincer. Și ne uităm după soluțiile instanțelor de judecată, pentru că uh, sunt extraordinar de multe, de, de multe situații care pot să apară. Și tot timpul apar și altele noi. Da. Dar o întrebare venită destul de des: dacă partajul se face doar între soți sau pot interveni și rudele? Că știți că aici mai avem și pachetul acesta al rudelor. Dacă din greșeală, ca să zic acum, să complicăm lucrurile mai mult, de exemplu, soții au avut un teren și alături de ei au cumpărat probabil frații sau cumnații sau verișorii un teren și trebuie să-l împărțim, vă dați seama că în această procedură de partaj trebuie să implice și terțele persoane. La acel moment lucrurile devin foarte complexe, pentru că, vrând-nevrând, având o relație de rudenie cu una dintre părți, respectivii au tot interesul să tragă spre acea persoană care va rămâne în relații de amiciție, slash, familiare deosebite cu ei. Și atunci, și acolo este foarte uh, sensibilă toată această chestiune. Aici este vorba de stabilirea foarte clară a intereselor pe care le au soții. Dacă interesul este să prelungim cât mai mult o stare de incertitudine, de scandal, de supărare, atunci acest uh, scandal este foarte ușor de făcut. Domnule avocat, un minut mai avem. Ce se întâmplă cu ratele pe care le-au luat împreună cei doi? Sofie. Ratele uh, intră la calculul pasivului. Uh... Averii celor doi soți și atunci sunt două variante. Ori ele sunt preluate de soțul care poate să-și permită să ducă aceste rate mai departe, sau se realizează o vânzare a bunului care este luat cu credit ipotecar, de exemplu, se achită la bancă și diferența se împarte între soți. Sunt cele două variante. Există și situații în care părțile stabilesc de comun acord să plătească ei ratele cu condiția ca respectivul bun să rămână în, în Coproprietatea lor și să-l închirieze către, nu știu, terți în baza unor contracte de închirie și atunci să se acopere rata din respectivul contract de chirie. Trebuie să-mi promiteți că reveniți și strict pe acest subiect pentru că au rămas foarte multe întrebări fără răspuns astăzi și cu siguranță cei care ne urmăresc o să ne adreseze întrebări în continuare. Vă mulțumesc așadar și pentru mulțumesc. astăzi. Doamnelor și domnilor, sperăm că v-am fost de folos în acest timp. Așteptăm așadar în continuare întrebări din partea dumneavoastră și cu siguranță revenim asupra acestui subiect. Pentru astăzi ne oprim aici. Până data viitoare. Nu mai bine.